Imaginați-vă că plutiți pe mare, țărmul abia se vede în zări, iar la cârma vaporului stă o femeie frumoasă. Este chiar Mirela Bucovigean, care a aruncat ancora într-un port din Grecia. Bună! Bună, Adela, ce faceți? Noi facem foarte bine, dar eu ca eu, dar să vezi ce curios este Cove, cum ai ajuns tu să navighezi pe mare? Păi e foarte simplu. Acum vreo 4 ani, cred, am fost într-o vacanță pe barcă în Caraibe, timp de 2 săptămâni, și mi-am dat seama că aș putea să fac lucrul ăsta foarte mult timp. Și atunci am zis, eu trebuie să învăț ce e de făcut pe o barcă. Iar acum suntem în Tasos, pe un velier de 40 de picioare, unde fac un curs intensiv, un training pentru a mă specializa, pentru că nu e suficient doar să te urci pe barcă, trebuie să și știi ce să faci cu ea. Asta e adevărat, dar ce simți tu? Ce senzație ai atunci când conduci o astfel de embarcațiune? În general, când mergi pe mare, ai un sentiment de libertate și o fericire, așa, pe care nu o poți explica decât dacă ești pe barcă. Asta este un sport pe care fie îl iubești din prima, fie te mai gândești și zici că parcă ți-e un pic rău și mai bine stai pe uscat. Poți să ne arăți și nouă unde ești acum exact? Că noi, vorba aia, suntem aici într-un studio... Mai vadăm prin tine. Tu doar cu bărcuța din Cismigiu. Da, atât. Păi suntem chiar pe barcă acum la cursul de mecanică, pentru că avem curs de mecanică, după care vine electrica, cărțile. El este Andrei Perju, capitanul nostru și trainerul. Bună. Aici avem celelalte două bărci care fac parte din cursul acesta. Da, ne fac cu mâna colegii. Poate mai și recunoașteți pe cineva pe acolo. Nu. Sigur vă găsiți prieteni. Mm-hmm. Am văzut că și Moisescu s-a apucat de sailing, așa că, după cum vedeți, este la modă genul acesta de sport și este un sport extraordinar de elegant. Iar acum am ieșit pe barcă, deasupra, bate vântul. Noi am avut furtuna aseară, am avut 35 de noduri în rafale și azi dimineața a plouat oricum infernal a fost aici, dar acum a ieșit soarele, cred că special pentru voi. Stați mai o secundă să mă așez. Regula este așa, o mână dar pentru tine, o mână pentru barcă. Nu? Ești în port. Noi suntem în port, da. Acum suntem în port, pentru că când este vânt foarte puternic, nici nu are sens să ieși din port. Ți-a fost vreodată teamă când erai în larg, nu știu, ai prins vreo furtună foarte agresivă sau, nu știu? Am prins la un moment dat în Caraibe, am prins 4 metri, valuri de 4 metri, cu ploaie și tot ce trebuie, dar nu mi-a fost frică, de fapt eu eram singura care dormeam pe barcă într-o nesimțire cruntă, când toată lumea era panicată, eu mă simteam foarte confortabil. De asta m-am și apucat de sailing. Mirela, poți să ne arăți, te rog frumos, și nouă marea, că nu știu noi când o mai vedem. Ia uitați cât de frumos este. Ieri și alaltă ieri a fost vreme de plajă și cred că va fi la fel și în următoarele 2 zile. Nu știu dacă m-auziți că cam bate vântul. Este absolut splendid. Uitați și în partea cealaltă. Frumos. Îți dorești ceva în mod special? Pe ce mări ai vrea să ajungi? Pe toate mările, dar să începem cu astea ale noastre de aproape, pentru că sunt peisaje superbe. Este destul de ușor de navigat în mările apropiate nouă. Și mai este un lucru important, partea de, cum să zic, eficientizare a costurilor. Deși poate părea un sport extraordinar de scump, nu este chiar așa. Și pentru cine are măcar o dorință cât de mică să vadă cum este să navigheze, îi invit pe toți să încerce măcar o dată și pe urmă probabil că vor sfârși și ei să facă cursurile de training cum fac și eu. Mirela, acum se poartă foarte tare tripurile astea cu mai multe bărci. Poate într-un an avem norocul să ne conduci tu. Care este șmecheria că un capitan are dreptul și să oficieze căsătorii? Deci... Da. Dacă...
exact, da, da, da. Dar haideți să veniți să vedeți cum este cu sailing-ul, senzația pe care o ai pe o barcă. Pentru noi barca este casa noastră pentru perioada în care stăm aici. Aici mâncăm, aici dormim, aici avem cabinele, pe mal ajungem doar ca să facem cumpărături și poate seara la un cocktail. La partea aproape este un bar brazilian cu o domnișoară drăguță din Brazilia. De ce n-ai zis așa? Gata, cu asta trebuia să încep. Ce n-ai zis așa? Păi pentru că mi-a lăsat-o la sfârșit, am spus să nu fac dezvăluiri chiar din prima. Mulțumim. Dar este absolut spectaculos, absolut spectaculos și mai furați un picuț din vară. Cum e vremea în București? Plouă de rupe. Mulțumim mult, Mirela. Zi bună, mersi. Mulțumim tare mult, spor acolo.